să zici, când dăm drumul la cadru. Hei, ce faceți, devorator de conținut online? Weekendul acesta am făcut o escapadă de la munte într-un loc care deja devine tradiție pentru noi. Cabana Curmătura și Munții Piatra Craiului. E un loc în care venim în fiecare an. Dacă mă urmăriți, veți vedea că am în fiecare an un clip aici. Este un loc superb, este o destinație foarte aleasă și foarte căutată de oameni de la noi, mai ales bucureșteni, pentru că este un traseu mediu. Toată lumea zice că e ușor, dar pe măsură ce am îmbătrânit, mi se pare că a devenit mai greu de la an la an, mi se pare că devine mai greu pentru noi, cel puțin. Ia chiar, de aici, dă puțin asta. Vezi cum arată echipa de filmare? Uite, așa arată o echipă profesionistă de filmare și un pic obosită de traseu. Da. Traseul în sine durează cam cu tot cu odihnă, stat, mâncat la cabană, cam 5 ore. Noi am plecat din prăpăstile Zărneștiului, unde veți avea un cetățean la intrare care vă va tăia un bilet. Va tăia un bilet de 5 lei de persoană. Este taxa de intrare în parc. Urmăriți varianta mai simplă, da? Varianta pe care noi urcăm prin prăpăstii și coborăm pe la fântâna lui Botoroc. De ce? Așa că e mai ușor. Dar marea majoritate poate să facă invers. Poate să urce pe la fântâna lui Botoroc, traseu cu marcaj galben, și ajunge la cabana Curmătura, cea din spatele meu, și vine pe aici, practic, prin poiana, toată asta mare se cheamă Poiana Zănoaga, inclusiv unde sunt oile încolo, așa, și puteți coborâ pe aici prin prăpăstii. De ce venim aici? De ce atâția oameni aleg traseul ăsta? E, în primul rând, extorsiunea asta a scoarței superbă numită Piatra Craiului. E ceva la Piatra Craiului care, nu știu, are un farmec aparte față de restul munților. Uite și tu, te simți mic, da? Asta e de fiecare dată când vin aici și venim an de an, cel puțin o dată, la un traseu, dacă nu e cabana Curmătura, alegem alt traseu, pentru că sunt nenumărate trasee prin Piatra Craiului. Venim aici pentru că, mai ales prin prăpăstii și când ajungi aici la poale, te simți mic, frate, nu știu, e o chestie așa, te simți mai conectat, te simți așa, efectiv, o particulă de praf într-o plajă, nu știu cum să-ți explic, te mai aduci așa cu picioarele pe pământ. Da? Ce să zic, înainte să vă las cu filmare, cum ajunge aici cu traseul în sine și cu cum e la cabana Curmătura, vreau să vă rog să vă abonați canalului dacă nu v-ați abonat deja și, ce să zic, rămâneți alături de mine în alte vloguri de călătorie, de mașini, de nebunit, chestii, trestii, până data viitoare!
Sailor Rick.